Pachetul de măsuri sociale este cel mai important pentru Partidul Social Democrat, iar acest lucru a fost reiterat astăzi în cadrul ședinței în care s-a întrunit conducerea PSD și la care a participat și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Motivul pentru care Partidul Social Democrat a intrat la guvernare a fost de a opri scăderea nivelului de trai și de a stabili situația economică, socială și sanitară din România. Acest obiectiv, cuprins în pachetul social, a fost prioritar în raport cu negocierile privind alocarea portofoliilor de miniștri. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Ne interesează creșterea pensiilor, creșterea alocațiilor și creșterea salariului minim, iar pentru a aduce la îndeplinire aceste promisiuni, ne-am asigurat că PSD va avea toate instrumentele guvernamentale. Chiar dacă acest lucru a venit la schimb cu cea mai înaltă funcție din guvern, am ales să punem punct crizei politice și sociale în care ne aflăm, să putem face rectificarea bugetară și să aducem lucrurile pe făgașul normal. Pentru a opri scăderea nivelului de trai și de a stabiliza situația economică, socială și sanitară din România. PSD a ales Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Familiei. Funcția de premier în prima rundă ar fi însemnat pierderea ministerelor cheie care să permită aplicarea programului social asumat în fața propriilor alegători, a transmis președintele pe pagina sa de socializare. Partidul Social Democrat consideră că deciziile pentru îmbunătățirea vieții oamenilor trebuie să prevaleze față de interesul firesc de partid de a deține funcția de premier.